Între 5 și 7 decembrie, la Alba Iulia se desfășoară cea de 8-a ediție a Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți. Timp de 3 zile, publicul va avea ocazia să vizioneze ultimele premiere ale producătorilor de film independenți, filme de lung și scurt metraj. Încă de la prima ediție din 2006, IPIF a urmărit promovarea filmului românesc și a identității și personalității producătorului de film. Organizat la început în Constanța, Mamaia, iar apoi în București, începând cu această ediție, festivalul își propune să se transforme într-un eveniment cultural itinerant, să devină promotorul și susținătorul producțiilor indie, a producătorilor de film cu adevărat independenți. Iată programul festivalului. Joi 5 decembrie, ora 18, gala de deschidere a Festivalului Indie al Producătorilor de Film Independenți, ediția 8. Retrospectiva IPIF 7, ediții de acasă, documentarele Unirii Alba Iulia, regia Petre Sirin, memorandum, regia Pompiliu Gălmeanu, în memoriam Sergiu Nicolescu, producție cu filmul Mihai Viteazul. Vineri 6 decembrie la ora 16, gala filmului Indie, Killing Time. Ora 18, gala filmului Indie, Deja Vu. Sâmbătă 7 decembrie, în memoriam Sergiu Nicolescu, ora 11, Osânda, ora 13, ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, ora 15, Neamărin Miliardar, ora 18, gala filmului Indie Love Building.